tuturor, eu sunt Ela și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. În clipul de astăzi vorbim despre favoritele lunii septembrie, un clip cu care v-am rămas datoare pentru că vreau să fac un astfel de clip pentru toate lunile din acest an. Anul viitor o să vedem ce și cum facem, însă anul acesta trebuie fiecare lună să aibă un clip cu favorite. Și cel din septembrie urmează să îl vedeți acum. Favoritele lunii sunt produse pe care le-am încercat, fie sunt noi, fie le-am mai încercat odată și îmi plac mult, mult de tot și pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. Am produse de toate felurile, așa că m-am gândit cumva să vi le prezint în ordinea în care le folosesc. Ca și produse de make-up, am doar un singur produs pentru această lună. Este vorba despre acest rimel de la Too Faced, Better Than Sex. Pe care eu l-am încercat, l-am avut în varianta full size acum ceva timp și îl mai aveam dintr-un set în varianta mini și vreau să spun că îmi place mult, mult de tot. Este foarte asemănător cu cel de la Essence, Lash Princess, dacă nu chiar identice, fac același lucru pentru mine, însă acesta nu este atât de transferabil pe pleoapă mobilă ca și celălalt. Cel de la Essence. Și acesta se transferă nu atât de repede ca celălalt. Din acest motiv nu am ales să vorbesc despre acest rimel încă. Pentru că mai vreau să testez și varianta waterproof, poate că aceea este mult, 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 mult mai ok pentru mine. Însă, luna aceasta am folosit foarte, foarte, luna septembrie și octombrie, am folosit foarte mult acest rimel pe care vi-l recomand. După ce m-am machiat, urmează să îmi aranjez părul și să plec în treaba mea. Luna aceasta, descoperirea, vai, deci este o descoperire minunată, superbă, cum vreți voi să-i spuneți, este această spumă de păr de la Saies, care este Dumnezeu pentru părul meu. Este, nu știu, această spumă face minuni, îmi dă un volum în păr, n-am văzut așa ceva și este foarte, foarte faină. Nu are alcool și nu are silicon, este o spumă Curly Girl. Este o spumă potrivită pentru tipul meu de păr. Vai, deci unde am fost până acum înainte să încerc această spumă care este super, super faină și cred că am văzut-o în Kaufland cu 15-16 lei, ceva de genul, sau 17 lei, da? Deci merită, e super faină și nu încarcă părul. Părul arată foarte, foarte bine și plin, plin de volum. Mai departe, vreau să vă prezint un favorit pe care tot am spus că vi-l spun de ceva timp, însă, sincer, am uitat de el. Am uitat pentru că am vrut să folosesc produsele care erau mai vechi. Așa că, astăzi, în atenția voastră, vreau să vă aduc și acest spray de fixare de la Urban Decay, care se numește All Nighter. Este un spray pe care mi-l doresc și în varianta full size, pe care o să mi-l cumpăr și în varianta full size și o să mi-l recumpăr, pentru că este un spray. Nu am văzut încă un spray atât de bun. Am încercat și Catrice, și Essence, și MAC Fix Plus, dar ăsta este mămicul și tăticul lor. Deci acest spray este tot ce ai nevoie. L-am încercat foarte mult în perioada verii, a căldurilor aceia foarte, foarte puternice și mi-am dat seama că este, chiar într-adevăr, este Makeup Setting Spray Long Lasting. Chiar este Long Lasting și îmi place foarte, foarte mult, ca să înțelegeți. Am să-l cumpăr și în varianta full size atunci când se va termina acesta. Să știți că dacă aveți propuneri sau aveți produse pe care le-ați încercat din aceeași gamă sau orice alte produse despre care nu povestesc sau nu le-am încercat, nu uitați să-mi lăsați în comentarii pentru că eu sunt un fan al produselor și cu siguranță la un moment dat am să le încerc. Bun. În timpul zilei am nevoie de un touch așa pe față și nu vreau să car pudrele după mine sau alte chestii, așa că folosesc foarte mult aceste șervețele de la Essence, mai am doar câteva, sunt foarte, foarte faine și chiar arată foarte bine după ce le folosesc, chiar, deci merg la lucru, bla bla bla, mi se îmbâxește fața de ulei, vin cu aceste șervețele, pam, zici că sunt o altă Ela, super mișto. Bun, după ce vin acasă, urmează să mă demachez. Momentul în care apare în scenă acest demachiant. Știți că îmi place foarte, foarte mult varianta aceea transparentă, dar acesta
este apă minerală cu textură lejeră de lapte. Este puțin mai gros și arată ca un lăptic. Este un lăptic întins cu apă, însă este la fel de bun ca și cel transparent, aceea fiind apă, acesta este lapte oarecum întins cu apă, cum am zis, că așa mi se pare. Este recomandat pentru ten uscat și sensibil, curăță, hidratează și demachează fără clătire, pentru ten, ochi și buze, fără parfum. Este la fel ca și celălalt, însă are altă textură. După ce mă demachez, să știți că eu mă spăl, după ce îmi spăl fața cu CeraVe, să știți că vin în ajutorul pielii cu acidul hialuronic de la Revox. L-am încercat și pe acela de la The Ordinary, ăsta este puțin mai gros și mai concentrat, îmi plac la fel de mult amândouă, ăsta este puțin mai ieftin, cu vreo maxim 10 lei, deci nu este o diferență foarte, foarte mare. Fac același lucru, pe tenul meu se simte o catifelare și o netezire a tenului. Așa, după ce aplic toate serurile și toate chestiile pe care le aplic tenului, folosesc o cremă și am încercat această cremă de la CeraVe, însă să știți că eu am încercat-o, am avut mostră de la ea și este foarte, foarte faină. Și îmi place mult tot că vine cu pompiță și nu trebuie să storc, să nu știu ce să fac aici, să își dea duhul prin presare. Este un lucru care mie îmi place mult de tot. Este cremă hidratantă pentru piele normală spre uscată, cu 3 ceramide esențiale, niacinamide și acid hialuronic, fără parfum și non-comedogenică. O recomand, îmi place mult de tot, a fost destul de ieftinucă și are și 50 de grame. Astea au fost produsele pe care le folosesc pe față și pe păr. Mai am două produse. Este vorba despre un ulei de duș și l-am încercat pe acesta de la Tesorii d'Oriente, care este cu ulei de argan și ciperus dulce. Habar n-am ce e ciperus, însă miroase foarte, foarte fain. Și am văzut la Andreea Pletoianu că ea folosește ulei de corp. Ulei din acesta de duș. Ce chestie mai e și asta? Hai să o încerc. Era și acela de la DM, de la Balea, însă ăsta, nu știu, parcă mi-a strânit curiozitatea mai tare. E foarte, foarte fain, așa că dacă aveți nevoie de o extra hidratare, cum am nevoie eu aparent în sezonul de la toamnă spre primăvară, numai vara n-am nevoie de hidratare, vi-l recomand pe acesta de la Tesorii d'Oriente. Au și alte mirosuri, alte gusturi, cum vreți voi să-i spuneți, depinde de gusturile fiecăruia. Așa. Iar ultimul produs despre care vreau să vă vorbesc este această cremă de mâini de la Balea. Vreau să vă spun două chestii despre aceasta. Este unul la mână, aceasta este cu lavandă și cocos și pe care încă nu am folosit-o decât de două ori, dar cea despre care vreau să vorbim nu o am la mine, pentru că am dus-o la servici ca să avem acolo, având în vedere că ne dezinfectăm de nu mai putem. Asta este ideea. Așa, aceea este cu piersică, este superbă, deci acea cremă este minunată. Și asta îmi place, din simplu fapt că este cu cocos. Să nu uităm că eu sunt fanul numărul 1 al cocosului. Acestea fiind spuse, acestea sunt produsele favorite din ultima perioadă. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut, iar în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce produse noi ați descoperit voi sau ce produse recomandați voi pentru mine sau în general pentru oricine. Aruncă un ochi în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, aveți grijă de voi! Mua!